Pagina 1206, Apocalipsa, capitolul 2, vom citi 4 versete, de la versetul 8 la 11, Apocalipsa 2, începând cu versetul 8. Iubiților, și în această seară, prin îndurarea lui Dumnezeu, suntem împreună. E a treia seară. Sunt convins că indiferent cum va trece, va trece. Așa că dorim să treacă la maxim. Și ce înseamnă să fie o seară să fie maximă? Să fie plină biserica de prezența lui Dumnezeu. Amin? Ei bine, pentru aceasta avem nevoie de rugăciune. Probabil că v-ați gândit și dimineață ce legătură un mesaj în urmă cu 2000 de ani a fost adresat bisericii din Efes. Acum, în această seară, tot în urmă cu 2000 de ani, mesajul acesta a fost adresat bisericii din Smirna. Ce relevanță are pentru noi? Păi vreau să încep cu finalul, care zice: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Adică mesajul acesta este pentru Smirna și pentru toate bisericile lui Iisus Hristos. De aceea, Domnul să ne dea acea ureche receptivă. Vă spuneam dimineață că e vorba de o ureche receptivă la descoperirile și la revelațiile Duhului Sfânt. Doamne, dă-ne o ureche receptivă. Amin? Și Domnul să ne binecuvinteze. Vă spuneam dimineață că putem să facem multe lucruri, putem să avem activități, o viață plină, o viață completă din punctul acesta de vedere al programelor, al slujirii, și totuși Dumnezeu să spună: îmi pare rău, nu v-am cunoscut niciodată, ați prorocit voi toată viața, ați predicat toată viața, dar nu ați avut nimic în comun cu mine și nu am nimic în comun cu voi. Depărtați-vă de la mine, voi lucrătorii fără de legi. În această seară, mesajul Domnului pentru noi va fi tot în același capitol, și anume ceea ce zice Domnul Iisus Hristos mesagerului de data aceasta, e același înger, același angelos, vestitor al vestii bune, responsabilului bisericii din Smirna. Și titlul mesajului este acesta, și probabil că o să rămâneți puțin uimiți până vă veți lămuri despre ce este vorba, și anume: când Dumnezeu nu îți reproșează nimic. Și aș putea să pun un semnul întrebării la sfârșitul titlului și deja ia o altă conotație interrogativă, și anume: când Dumnezeu nu îți reproșează nimic? Biserica din Smirna, la fel ca biserica din Filadelfia, două din cele 7 biserici sunt bisericile cărora Domnul Iisus Hristos nu le aduce niciun reproș, nicio mustrare, nu are nimic împotriva lor. În această seară, nu știu, probabil că Dumnezeu a găsit cu cale în felul acesta, au fost cuvinte tarcele pe care Dumnezeu ni le-a dat și pentru mine și pentru dumneavoastră. Să nu credeți dumneavoastră că e ușor să ai un mesaj din partea lui Dumnezeu, și mai ales când mesajul acela vizează în mod direct anumite păcate din viața oamenilor, anumite realități din biserică, e destul de greu să le expunem și noi. Ei bine, în această seară, iubiților, vreau să vă spun din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a adunat în locul acesta și nu are nimic să ne reproșeze, pentru că nu vrea El. Stați și vă gândiți și uitați-vă bine în oglinda vieții dumneavoastră și gândiți-vă sincer și responsabil în același timp. Oare sunt atât de bine cu Domnul? Oare săptămâna în care a trecut m-am rugat suficient înaintea lui Dumnezeu? Oare am cântat suficient? Am vorbit ce ar fi trebuit să vorbesc? N-am scos niciun cuvânt din gura mea? Nu știu. Dumnezeu știe. Dar Dumnezeu nu are niciun cuvânt de reproș. Un cuvânt spune, fraților, Sfântul Apostol Pavel așa: voi sunteți socotiți neprihăniți prin credință. Ce înseamnă lucrul acesta? Zice Pavel: mă uit la voi și într-adevăr sunteți păcătoși. Încă cel din tâi sunt eu, cel care vă vorbesc. Dar pe deasupra tuturor acestora, iubiților, zice, vă spun neprihăniților și preiubiților frați. De ce lucrul acesta? De ce neprihăniților? Oare aveau credincioșii aceștia un caracter atât de ireproșabil? Oare aveau un caracter atât de imaculat, de atât de curat? Nu știm. Dar zice Pavel așa: voi sunteți socotiți neprihăniți, adică considerați neprihăniți
prin credința în Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Ce înseamnă asta? Nu erau ei cei mai sfinți oameni. Nu erau ei ușe de biserică. Dar totuși, zice Pavel așa, voi sunteți socotiți, neprihăniți prin Hristos. Vă dau alternativă. Era în Israel, venea Israel, poporul Israel, mâncând pământul, cum e în limbajul istoriei românilor, și spune că toate popoarele le făceau praf înaintea lor. De ce? Pentru că Dumnezeu era cu ei și într-o împrejurare, Balac se temea foarte tare. Vede de departe poporul Israel venind, auzea veștile pe care le primea de pe teren de la curierii de atunci și spune, domnule, nu avem nicio șansă. Poporul Israel e numeros, în orice țară intră, face prăpăd, totul face, dărâmă totul, mănâncă totul, cucerește totul, nu ne putem împotrivi lor. Și Balac recurge la o modalitate, la o strategie și spune așa, trimiteți după Balaam, prorocul acela, și aduceți-l aici, la mine. Se duce, după ce intră în acele, știți dumneavoastră, acel dialog, învață de la măgăriță, Dumnezeu deschide gura măgăriței, îl ajută pe Balaam să se pocăiască și în cele din urmă vine. Și zice, Doamne, eu mă aflu în prezența poporului Tău, ce să vorbesc? Și Domnul îi spune așa, Balac, în primul rând m-ai enervat la culme, tu nu trebuia să fii aici. Dar dacă totuși m-ai supărat și ai venit aici, deschide gura și vorbește ceea ce eu îți voi pune în gură. Și știți, începe Balaam, știu eu, blogoveștirea. Vorbirea părea, pentru că așa a fost plătit, i s-a plătit drumul, i s-a plătit măgărița, i s-a hrănit măgărița, să vină, le-a trimis delegația, a trimis după el, știu eu, un pluton ca să-l aducă și spune așa, începe să vorbească. Și începe vorbirea în felul următor. Așa zice cel sfânt. Nu văd nicio nelegiuire în Israel. Ați auzit bine cum începe? Nu văd nicio nelegiuire în Israel. Întreb, oare nu era? Păi dacă ne uităm în pustie câte au făcut, câte gafe au făcut și câte au trebuit să moară și să fie arși de focul Domnului când a venit într-o parte a taberei. Dar zice Domnul, zice Balaam, așa să vorbești, pentru că așa îți spun eu să vorbești. Nu văd nicio nelegiuire în Israel. Ar fi putut să spună Balaam, Doamne, dar mint. Nu, nu, nu. Problema care e, nu-ți spun că nu este, ci că eu nu văd. Dar de ce, Doamne, că așa vreau eu. În această seară, în urma rugăciunilor, Dumnezeu mi-a pus mesajul acesta. Se uită la dumneavoastră, fiți foarte atenți și responsabili în același timp, pentru că Dumnezeu nu vede nicio nelegiuire în această seară în biserica din Salzburg. Știți de ce? Că nu vrea El să o vadă. Nu că nu există. Recurg iarăși la prima idee. Haideți să ne cercetăm sincer. Oare există? Dar oare de ce Domnul și vine în Smirna și spune, n-am nimic împotriva ta. Nu îți reproșez nimic. De ce oare? Smirna ar fi corespondentul în greacă al acestui cuvânt, ar fi mir. Și în ebraică ar fi mara. Ideea e că înseamnă același lucru. Știți ce? Amărăciune. Amărăciune. Vine Domnul Iisus, îi se adresează lui Ioan în insulă și zice, du-te la păstorul bisericii, la păstorul care păstorește o biserică plină de amărăciune. O biserică în care este necaz, în care este suferință și spune așa, că nu văd niciuna din toate, nu văd nicio nelegiuire în el și încurajează și spune așa, iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știți dumneavoastră că în limba ebraică pentru Dumnezeu e cuvântul Jehova, da? Sau Yahweh. Ei, acest cuvânt e foarte simplu, la fel ca și dimineața. Nu vreau să vă complic, numai sunt trei verbe simple. În limba română, acest verb se numește verbul ajutător sau auxiliar. La infinitiv sună în felul următor. A fi, a exista. La trecut sună așa, a fost cândva. La prezent sună este, iar în viitor zice va fi. În limba ebraică, verbul acesta pentru trecut este yehi. Pentru prezent este hovi, iar pentru viitor hayah. V-am complicat că nu mai știți ce am vrut să spun, dar vă traduc imediat. Știți,
dacă luăm primele cuvinte de la verbul care înseamnă a fost, îs ieh, primele două cuvinte. Dacă de la al doilea verb care înseamnă este, luăm mijlocul, în mijloc este ov și ar veni ehov. Și dacă de la verbul care înseamnă va fi, luăm finalul, adică ah, iese Jehovah, adică Dumnezeu. Și spune Moise așa, Doamne, eu mă voi duce la poporul acesta, dar mă va întreba cine te-a trimis? Cine te-a mandatat pe tine să faci lucrarea aceasta? Spune așa, cel ce a fost este și va fi, este, a fost și va fi, m-a trimis la voi. Și vă spun, cine e ăsta? Eu sunt Jehova, adică este, adică a fost, este și va fi. În această seară, iubiților, Dumnezeu nu reproșează altceva, ci vrea să ne aducă aminte un singur lucru. Probabil că fiecare dintre dumneavoastră ați avut măcar o dată în viață ocazia să recunoașteți și să spuneți, cu adevărat a fost mâna lui Dumnezeu aici. Vă aduceți aminte? Absalom mai păzit de Saul și zice, înalți, haideți să ne înălțăm paharul izbăvirilor înaintea Domnului. Și ce înseamnă asta? Dacă în urmă cu 5 ani, când ai recunoscut în fața suveranității lui Dumnezeu, numai mâna lui Dumnezeu a fost aici, știi ce zice Dumnezeu? Aminte și spune, iată ce zice cel ce a fost în urmă cu 5 ani, în fața muntelui de problemă pe care o ai în seara aceasta înaintea ta, este același, glorie lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Dacă în urmă cu 5 ani de zile a dărâmat monstrul acela de problemă din fața noastră, în această seară, zice Domnul, spune bisericile în felul următor, că am aceeași putere ca și atunci. Sunt același și nu m-am schimbat. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și probabil stăm și ne gândim, avem copii, avem familii, viitorul este încețoșat, nu știm ce se va întâmpla săptămâna asta, nu știm ce se va întâmpla luna viitoare. Îl auzeam pe fratele Marius dimineață și spunea, oare ce se va întâmpla în viitor, nu știm. Și Domnul spune, transmite bisericii din Smirna și bisericii din Salzburg următorul lucru. Cel ce am fost în urmă cu 5 ani de zile și am dărâmat problema, i-am dat putere lui David ca să-l învingă pe Goliat, cel ce sunt în această seară și voi ajuta pe ceilalți, vor fi și peste 20 de ani, tot eu, glorie lui Dumnezeu. E minunat Domnul. Mai aveți vreun motiv să vă temeți? Știți cine vorbește aceste lucruri? A fost, este și va fi. Iubiților, tineri și copii, băieți și fete care sunteți în locul acesta și vă uitați spre viitor ca spre un neant, adică un necunoscut, un întuneric, vă transmit următorul lucru. Cel care în această zi ne-a dat lumină să vedem soarele, ne-a dat sănătate să venim în casa lui Dumnezeu, el este deja acolo, o recomandare. Raportați-vă în felul ăsta. Asta a fost raportarea mea în viață. Am zis așa, pentru ce să mă îngrijorez de viitorul meu pe care nu-l cunosc, când știu că Dumnezeu deja mă așteaptă acolo? Și zice, vino. Eu zic, Doamne, vino cu mine în problema asta. Și zice, Domnul Onisim, greșit, corectează-te. Eu sunt deja acolo, te aștept cu brațele deschise. E minunat Dumnezeul nostru. Iubiților, nu vă temeți în această seară. Nu vrea Domnul să vă reproșeze nimic. Ce treabă am eu cu El și ce legătură am eu? E cum să spun, pentru mine e interesant. E ca și cum aș predica pentru prima dată. Nu știu ce urmează în această seară să vă transmită Dumnezeu, dar știu un singur lucru, că ce ne transmite El este binecuvântat. Slăvit să fie numele Domnului. Și merge mai departe și spune așa. Deci prima dată să clarifici poporului cu cine stă de vorbă. Să clarifici bisericii cine e în fața ei. Și când va lua contact, când va înțelege cine îi vorbește, după aia să-i transmiți următorul lucru. Ginosco. Versetul 9. Știu. Vă sună cunoscut verbul acesta? Cunosc în detaliu toată problema ta, toată situația pe care o ai. O știu în detaliu. Spune și bisericii din Smirna lucrul acesta, în mijlocul amarului. Vedeți, mirul acesta miroase foarte frumos. Mirul de nard, mai ales, e mirul acela pe care Maria Magdalena l-a turnat, se ținea în vas de alabastru, un material foarte scump la vremea respectivă și era foarte scump, dădea un miros extraordinar. Dar dumneavoastră știți că oricât de frumos ar mirosi un parfum, la gust e amar. Știți asta, nu? Ei, la fel și Smirna, mir, miroase frumos. Probabil vă spuneam dimineața un aspect legat de zâmbete. Așa frumos se vede, impresia de extraordinar și zicem, domnule, un parfum frumos în biserică, dar în cele din urmă, sub zâmbet, s-ar putea să se ascundă amarul. Și zice, Domnul, în această seară vreau să dau toate zâmbetele deoparte, toate ridurile deoparte și să mă ocup de amar.
Nu reproșez nimic bisericii. Și Domnul mi-a spus la început să nu cumva să ai vreo propoziție măcar de acuzație, că nu acuz pe nimeni și nu vreau în seara asta să spună cineva: Doamne, întotdeauna numai ne-ai mustrat, întotdeauna numai tare ne-ai vorbit, că noi ne-am speriat, n-am știut cum să te luăm. Și zice Domnul, spune-i bisericii în felul acesta că nu îi reproșez nimic. Și merge mai departe. Știu necazul tău. Eu te știu că, zice așa, și sărăcia ta, dar ești bogat. Eu nu știu, e o ciudățenie, nu? Știu sărăcia ta, adică ești lipit pământului sărac, mai ai o cămașă amărâtă pe tine și nu mai ai nimic în buzunar, dar stai liniștit că tu ești bogat. Ce zice? Nu e un paradox? Dacă mergem o pagină mai în față, dacă am mai fi avut timp, am fi mers până la capăt cu aceste biserici, deși nu s-au băgat zilele în sac, și spune bisericii din Laodicea în felul următor: știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Și merge mai departe și spune așa, versetul 17: pentru că zici, tu însuți zici despre tine așa. Aici e vorba de altă biserică, nu e vorba despre Salzburg. Zici așa: pentru că nu am voie din partea lui Dumnezeu să vă reproșez nimic. Dar acea biserică, alte biserici spun în felul următor: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și zice Domnul, egal părerea ta. Vrei să asculți părerea mea? Păi, Doamne, nu, dacă vrei să ne-o dai, nu, bine. Ești nenorocit, sărac, surd, orb și gol. Ai ținut neapărat să asculți părerea mea? Poftim! Pentru că tu zici... Doi oameni se urcau la templu, ca să vă dau paralela să înțelegeți ideea. Unul urcă așa un fel de versant spiritual, un fel de alp, un chisc din acela, am văzut vrăjitoarea care doarme cu nasul acela, acolo muntele acela care dinspre germani stă cu nasul așa în sus, un nas din acela, vine fariseu și spune așa: Doamne, poate, în cazul în care nu mă vezi, sunt aici. Și începe: eu sunt ăla care postez de două ori pe săptămână, normal că știi. Eu sunt ăla care dau zeciuială și sunt foarte serios cu asta. Imposibil să nu știi și asta. Eu fac milostenie. Și zice Dumnezeu, bine, du-te acasă și dacă nu te pocăiești, vei merge în iad. Ăsta era foarte bogat. Începe să-și verse bogăția faptelor bune înaintea lui Dumnezeu și zice Domnul, da, arăți ca un cerșetor cu haine rupte și murdare, pentru că faptele voastre bune fără Iisus sunt o haină mânjită înaintea mea. Du-te acasă. Vine celălalt, sărac lipit pământului spiritual. Doamne, zice, eu nu cunosc teologie. N-am citit în viața mea în Biblie. Toată viața mea nu m-am înșelat, nu m-am luat mită și așteptam pașaportul să aibă o filă în plus, dacă în cel mai, știu eu, mai umil caz. Ei, bine, Doamne, eu nu le cunosc, nu te cunosc nici pe tine prea bine, nu mai știu un singur lucru. Nu știu nici să mă rog, nici rugăciunea Tatăl nostru, ci să mai vorbesc de credeu. Și zice așa, dar spun un singur lucru: ai milă de mine. Și zice Domnul, vino, tu ești cel mai bogat spiritual. De ce? Pentru că, iubiților, știți ce zice Domnul Iisus? Ca să înțelegem și mai bine. Capitolul 5 din Matei zice așa, predica de aur, cea mai extraordinară predica tuturor timpurilor, spune în felul următor. Zice Domnul Iisus, cel mai tare orator și cel mai tare predicator, pentru că era Fiul lui Dumnezeu, a început predica lui de pe munte și spune așa: ferice, zice, deja citesc înainte de a deschide, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția celor. Ei bine, acum haideți să facem, probabil că și dumneavoastră ați fost săraci. Ați avut momente în viață când nu ați avut. Cum ferice, domnule, când nu știi unde să apelezi, când vezi că resursele sunt aproape de epuizare, se apropie așa de fundul sacului, cum zicem noi, resursele noastre, și tu ce? Zice, ferice de tine? Ce ziceți? Înțelegeți asta? Eu mă chinui să înțeleg și cred că am înțeles ideea. Zice, ferice de cei săraci în Duhul. Ce înseamnă asta? Ori de câte ori veți citi în Matei capitolul 5 cu versetul 3, să știți, când se referă și când spune ferice de cei săraci în Duh, spune în felul următor: ferice de cei dependenți total de Dumnezeu. Pentru că dacă vin înaintea Domnului și spun: Doamne, uite, eu acum mi-am pregătit, eu acum mă rog atât de frumos înaintea ta, predic atât de frumos, deja mi-aduc și aportul meu. Nu, când m-am ridicat aici și spun: Doamne,
Numai prin puterea ta nu sunt în stare să leg două vorbe una de cealaltă, să le pun așa, să fac un lanț de vorbe măcar, dacă tu nu vei fi prezent aici. A fi sărac în Duh înseamnă a fi dependent total de Dumnezeu. Și spun în această seară, ferice de dependenții total de Dumnezeu. Amin. Ferice de Biserica Gloria, care a afirmat probabil în rugăciunile ei, Doamne, nu vedem limanul și nu putem face nimic fără Tine. Și zice Domnul, ăștia sunt cei mai bogați oameni. E minunat Dumnezeul nostru. Glorie lui Dumnezeu pentru aceasta. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Iubiților, și mergem mai departe și spune așa, ești sărac, zic mulți, Smirna era aproape, la câțiva kilometri de Efesos. Aceleași împrejurări, același comerț, aceleași oportunități de a avea o afacere prosperă, să dea rezultate. Și oamenii ăștia, în momentul în care s-au pocăit, au înțeles că nu pot să meargă cu o caua mică, au înțeles că nu pot să mai facă evaziuni fiscale și o afacere nici atunci, nici acum, nu merge dacă nu se fac din acestea, și atunci s-au lăsat de toate de ele. Și știi ce spuneau prietenilor și colaboratorii în afacere? Uite să rântoci, mă, tu nu vezi ce ai ajuns? Mă, hai mă, fii înapoi, tu te pricepeai bine. Și zice, eu știu că ești prigonit, necazul tău și sărăcia ta. Vin mulți și spune, mă, uite ăsta, săracul ăsta, are 7 copii, pe ce va face? Îmi povestea taică-miu, tata, vă spuneam și cu alte împrejutări, e un tip la 1,72 m, micuț. Și slăbuț, așa, același kilograme de când îl știu, niciodată în viața mea nu l-am auzit să-i fie rău sau să fie bolnav sau doară ceva. Nu l-am auzit. Probabil că s-a ascuns de noi, dar nu, e mai sănătos el așa. Și îi spuneau colegiului, ieri mai era în post, și îi spuneau colegiului așa, lucra la petrol la pod. Adică sondele acelea de 30 de metri și el stătea tocmai în vârf acolo și cu macaraua băga tijele acelea în jos și în sus și spuneau colegiului, mă, Nicolae, mă, zice, mai ia și tu câte un pahar de vin, că o să te ia vântul într-o zi de acolo. Tu o să mori într-o zi. Și tata zice, nu. Apoi îl chema, zice, hai, servește și tu aici. Zice, sunt în post astăzi, îmi pare rău, nu v-aș fi spus, dar dacă m-ați întrebat. Mă, zice, nu mai poți să iei atât dacă o să mori într-o zi. Știți ce-mi povestea acum în urmă cu câteva luni? Majoritatea camarazilor lui, de același leat cu el, sunt în pământ astăzi. Majoritatea. Și el trăiește și sănătos. Cu 13 copii. E mare Dumnezeul nostru. Mă, zice, tu ești sărac, mă, tu dacă mai poți, ești mor. Și zice, tu ești bogat și tu ești cel mai sănătos. Nu neapărat, nu paharul de vin îți dă sănătate, ci îți dă sănătate hrana spirituală. Glorie lui Dumnezeu pentru asta. Iubiților, și probabil că vin colegii de școală, de serviciu și spun, mă, lasă-te cu principiile alea tale. Voi sunteți săraci, rămași în urmă. Zice, Domnul, ferice de voi. Și spune mai departe așa, știu batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt și ai găsit mincinoși. Erau, îi numește Biblia iudaizatori, adică niște, un fel de creștini, dar care mergeau după legea veche. Și veneau iudaizatorii aceștia și îi prigoneau și spuneau că voi trebuie să vă tăiați împrejur, că ce Hristos, ei au fost împotriva lui Hristos, ce lăsați-vă cu toate astea. Și ei din râfnă pentru Dumnezeu făceau, rețineți minte bine lucrul acesta. Și spune Domnul Iisus așa, ei pretind că sunt biserica lui Iisus Hristos, dar ei pretind că fac ceva bun pentru Dumnezeu. Iubită biserică din Smirna, zice Domnul Iisus, să știi că sunt o sinagogă a satanei. Interesant. Știți ce se citea în această sinagogă pe care Domnul Iisus o numește așa? Se citea Torah, Biblia, Vechiul Testament, Sfânta Scriptură. Și Domnul zice, o sinagogă a satanei. Se cântau cântările Mariei, se cântau psalmii lui David, se cântau psalmii fiilor lui Corea, lui Asaf. Și zice Domnul, sunt o sinagogă a satanei. E posibil? Dragilor, în biserica aceea unde Iisus Hristos nu este proslăvit, nu, țineți minte că sunt doi stăpâni. Și dacă nu-i Hristos, vă las pe dumneavoastră să știți ce e acolo. În biserica și în cântarea în care Hristos nu este proslăvit, mai rămâne un singur stăpân. În predica aceea care nu are pe Iisus Hristos în centru, un singur stăpân rămâne. Dacă nu-l are pe Hristos, și zice Domnul Iisus, el e foarte categoric. Iubiților, noi credem și lărgim răbdarea lui Dumnezeu. Am pus hotare, îndelung, până la infinit iubește Domnul. Nu. Dragostea lui Dumnezeu e finită. Știți până unde ne iubește Domnul? Până la jertfa lui Iisus Hristos pe cruce. Dincolo de Iisus Hristos și ce rămâne? Mânia lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu. Dar biserica din
Salzburg nu se încadrează. Și zice, ferice de tine, iubită biserică din Salzburg, pentru că tu primești batjocurile din partea celor care pretind că au Duhul, din partea celor probabil care cred nu știu ce, probabil că prigoană din partea, știu eu, național, din partea celor nemților. Și vin și spun, ce faceți voi? Sau din partea creștinilor nemți sau celorlalți necreștini. Ideea e următoarea, ferice de dumneavoastră. Ce mai contează? Din cine ne acuză? E important că Dumnezeu ne iubește. Glorie Domnului! Și spune așa, pentru ăștia mă voi judeca eu cu ei. Și merge mai departe și spune versetul 10, nu te teme. Ce ziceți? Așa că de multe ori vine teama în viața noastră. Așa ca un ciclon se îndreaptă spre noi și ne tremură genunchii în noi, ne tremură inima în noi, ne tremură viața în noi, suntem ispitiți, suntem tentați să luăm decizii imediate, decizii pripite. Iubiților, Dumnezeu e cu dumneavoastră. Asta a zis Domnul, transmite bisericii din Salzburg că eu sunt cu ei în toate zilele. Gloria lui Dumnezeu! Și spune pentru ce să vă temeți? Și spune-le așa, să nu se teamă. Poate că în această seară au venit aici frați și surori, tați, mame, care au spus așa, ce se va întâmpla mâine? La început e un gând, e o idee, apoi se transformă într-o frământare, apoi într-o, știu eu, într-o îngrijorare, într-o temere. În calitate de părinți, rețineți, avem responsabilitatea morală din partea, din cauza că suntem părinți, să ne îngrijim de necesarul familiei, dar ne este interzis să ne îngrijorăm de necesarul familiei. Repet, pentru a înțelege fiecare. Avem responsabilitatea din partea lui Dumnezeu, ca tați, ca mame, să ne îngrijim de familie, dar avem interdicție totală din partea lui Dumnezeu să ne îngrijorăm. Îngrijorările vieții sunt pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul. Amin? Dar pentru copiii Domnului nu există îngrijorare. De ce? Pentru că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și apoi spune așa, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Vedeți de ce nu-i reproșează Domnul nimic? Pentru că știa ce o așteaptă. M-am rugat înaintea lui Dumnezeu și cu emoție pentru biserica dumneavoastră, pentru această seară și Domnul mi-a făcut de cunoscut lucrul acesta. Probabil că în viitorul apropiat, mai puțin apropiat, suficient cât să vă aduceți aminte, va fi un necaz. Și zice, îi zice și bisericii din Smirna și bisericilor și spune în felul următor, vor avea un necaz de 10 zile. Iată că Diabolos, adversarul, luptătorul împotriva lui Dumnezeu, diavolul, zice, va arunca, are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Noi nu știm ce fi va mâine, era cântarea, probabil că o vor pregăti frații. Noi nu știm ce fi va în seara asta. Noi nu știm ce fi va săptămâna viitoare, luna viitoare, anul viitor, dar știți ce știm noi? Că este cel care a fost și este, va fi și anul viitor. Amin? Amin. Iubiților, nu vă temeți. Deși probabil că biserica va trece printr-o tulburare puternică, printr-o zguduitură din asta, un fel de tsunami spiritual puternic din partea demonilor. Cuvântul lui Dumnezeu este acesta. Nu spune analizați problema, să vedeți, studiați vântul din ce parte, vestică, nordică, sună. Nu, nu. Spune în felul următor, atât. Nu vă temeți. Scurt. Amin? Atât să țineți minte, să nu contează celelalte lucruri pe care diavolul le pune la cale, lăsați-le să le pună, oricum în sortite eșecului pentru cel care se încrede în Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. De aceea, nu vă temeți, lăsați-l să-și facă lucrarea. Știți, vine într-o zi la Pavel și spune așa, Pavele, dacă nu te vei lăsa de predicare și dacă nu te lași de politica asta pe care o împarți, de vestirea lui Iisus Hristos, așa o numeau ei, zice, dacă nu te lași de ea, vei muri într-o zi. Serios? Bine, mă voi întâlni cu moartea. Nu ți-e frică? Păi cum să-mi fie frică? Mă voi întâlni cu ea și voi spune, tu ești aceea care te-a biruit Hristos în urmă cu 2000 de ani? Trece în spatele meu în numele lui Iisus. Eu mă voi întâlni, zice Pavel, cu o moarte biruită deja. Glorie lui Dumnezeu! Ne temem de moarte? Pentru că zice mai departe așa, zice, și veți avea un necaz de 10 zile. Aici e interpretat, specialiștii spun că ar fi vorba de cei 10 ani de persecuție din timpul Dioclețian. Nu știm, probabil că da, oricum au fost foarte mulți martiri în primele secole ale creștinismului. Și spune, chiar dacă Dioclețian va veni și în Smirna și va tăia pe unii, va arde pe rug, nicio problemă, zice, nu vă temeți deloc, fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții. Știți ce facem noi? Zice, cineva, amintea și Manu dimineață, cineva încerca să-și scape viața, o va
pierde, dar cine o va pierde pentru numele lui Dumnezeu, o va câștiga. Spunea cineva așa, cel mai nesigur lucru de pe pământ e viața, iar cel mai sigur lucru de pe pământ e moarte. O iau invers proporțional. Cel mai nesigur lucru de pe pământ e viața. Și cel mai sigur lucru de pe pământ e moartea. Ce ziceți? Că voi trăi până săptămâna viitoare, nu știm. Nu știu. Mai că aș înclina să dau probabilitate mai mare că voi muri. Voi merge cu... Nu zic asta. Dumnezeu, toate zilele mele sunt numărate înainte să fi fost vreuna din ele. De când eram embrion în burtă la mama, ele erau numărate. Și atunci nu-mi fac probleme cu asta. Dar, așa spunea ăsta, că e foarte nesigură viața. Pentru cei care spun eu sunt tânăr, îmi stă viitorul în față, îmi stă viața, îmi stă cariera, îți stă mai degrabă moartea. Că în cele din urmă, tot vom muri. Că peste 100 de ani vom mai fi în viață, nu vă pot spune. Probabil la cei mai micuți, probabil, dar că vom fi morți, vă spun sigur. Personal, eu sigur voi fi. N-am cum să trăiesc 124 de ani. Dar ideea e următoarea. Ne temem de moarte? Nu. Iubiților, să ne ajute bunul Dumnezeu și spune bisericii Nismin așa, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Vedeți care este miza? Noi zicem, Doamne, și vă spuneam și dimineața, oare cântărește Dumnezeu toate faptele bune? Oare numără Dumnezeu toate gândurile acestea, toate cântările pe care le fac, rugăciunile, mijlocirile? Și zice Domnul, sigur că da. Și într-o zi te voi încurura, zice în altă parte Pavel, în numele aceluia care, în care vă încredeți, în numele lui Iisus, voi sunteți mai mult decât biruitor. Păi ce poate fi mai mult decât biruitor? Voi deja sunteți cu coroana pe cap, premiați deja. Asta înseamnă mai mult. Biruitorul, generalul de armată, mergea la război, biruia, câștiga războiul și el era biruitor până atunci. Până ajungea la împăratul și împăratul îi punea cununa pe cap și spunea ferice, aplaudați-l. Noi, în numele lui Iisus Hristos, deja suntem încoronați. Asta e credința. Vă convine credința? E credința în Domnul Iisus Hristos, credința în nemurire. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Amin? Și spune, fii credincios, fii fidel până la moarte și serios. Știți ce înseamnă asta? Vă vorbeam dimineața despre gelozia lui Dumnezeu. Probabil că știți despre ce este vorba. Și vreau să vă dau un exemplu. Dumnezeu se folosește de partea aceasta sentimentală a noastră, cea mai sensibilă, și spune cum a fost necredincios bărbatul lui o femeie, așa mi-a fost mie necredincioasa Israel. Și imaginați-vă următorul aspect. Dumnezeu recurge la exemple dure pentru a ne arăta nouă realitatea. Imaginați-vă să mergeți cu partenerul sau cu partenera și mă uit acum pe anvon, să nu fie așa spre nimeni, și să mergi pe stradă și dintr-o dată el sau ea să se întoarcă undeva așa și numai să se uite puțin și să mai clipească de un ochi la cineva. Cum v-ați simțit dumneavoastră ca și soț sau soție fiind de mână cu o persoană de felul acesta? Partenerul dumneavoastră vă fac... Cum v-ați simțit? Numai gândiți-vă și opriți-vă imediat ca să nu ajungeți la acte așa. Și zice Dumnezeu, eu sunt un Dumnezeu gelos. Ce să mai vorbim să vezi pe cineva de mână sau pe alesul de mână cu nu știu cine? Sau... Nu merg mai departe, mă opresc aici. Și zice Domnul Iisus, și zice Dumnezeu așa, mă uit la tine, Israel, tu ai curvit cu Dumnezeii viacurilor. Ai mers prin bordelurile Egiptului spirituale. Ai luat Dumnezeii din pădure, i-ai cioplit cu multă măiestrie și i-ai pus și te-ai închinat înaintea lor. Și zice Dumnezeu, ai curvit cu ei. Cum să mă uit eu la tine? Vă dați seama? Fiecare gest din acesta, adică întrerupere de atenție, nu mai privesc spre Dumnezeu acum, hai să puțin să mă îndeletnicesc cu altceva. Dumnezeu o numește curvie, flirt. Și spune așa, tu să nu flirtezi. Acum, asta era pentru celelalte biserici, dar ție, iubită biserică Smirna, tu să nu flirtezi, să rămâi credincioasă până la sfârșit. Vedeți sinonimul, credincioasă, să rămâi fidelă, să rămâi curată până la sfârșit pentru a primi cununa vieții. Iubită biserică din Smirna, rămâi credincioasă până la sfârșit. Iubită biserică din Salzburg, rămâi credincioasă până la sfârșit. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și stăm și ne gândim și spunem, Doamne, e prea de tot, e prea mult, e prea greu. Provocările sunt mari, ispitele sunt multe. Nu știu dacă voi reuși.
Și Zaharia, capitolul 6, ne ajută, 4 cu 6, spune prorocul Zaharia. Nu este vorba de Zaharia, fiul lui Jehoiada, a avut o misiune de 14 cuvinte, atât. Și a fost omorât între tindă și altar. Știți de cine? De cei care nu suportau adevărul. De slujitorii corupți. Și l-au omorât de ce? Că a spus adevărul. Spune adevărul în orice situație. Mă adresez slujitorilor care vorbesc din cuvânt, slujitorilor proroci, slujitorilor predicatori. Spuneți adevărul, chiar dacă pentru el ar trebui să muriți. Spune adevărul. Zaharia a spus așa: eu vă spun ceea ce Dumnezeu mi-a spus. Bine, și cu o lovitură de secure a fost omorât pe loc în templu. Dar celălalt Zaharia în capitolul 4 cu versetul 6 spune așa: probabil că vă temeți și ziceți, eu să ajung până la sfârșit, să ajung până la răpire, nici vorbă. Și zice Zaharia așa: lucrul acesta se va face nici prin putere. Și eu am 1,90 m, domnule, și 85 kg, m-am urcat pe cântar la Călin, 85 kg, eu sunt puternic, nu prin putere, sau va zice cineva, eu sunt tare la Scandinberg, sau sunt tare în cuvânt, sau nici prin tărie, zice Zaharia. Și continuă, știți cum zice? Ci prin Duhul meu, zice Domnul, și vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, nu prin puterea noastră, ci prin Duhul lui Dumnezeu, prin puterea lui Iisus Hristos. Iubită biserică din Salzburg, ai avut nevoie de cuvântul acesta, vedeai obscur, așa, vedeai întunericul în față, nu mai știai unde ești, pe unde te afli, valuri veneau în jurul tău. În această seară, Domnul mi-a pus în inimă și în gând și sunt obligat să vă spun lucrul acesta, că veți ajunge la liman și Dumnezeu vă va lumina și vă va da claritate prin Duhul lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Amin. Planurile oamenilor vor fi dărâmate la pământ și Domnul își va face lucrarea. E minunat Dumnezeul nostru! O, ce mult ne bucurăm! De aceea, iubiților, vedeți că și în îngrijorare și în încercare noi cântăm cântări de laudă? E vorba de o sărăciune. Vedeți pe fața cuiva vreun așa rid, lupte, și probabil că dacă ar fi în privința luptelor, nu știu, nu-ți direct proporționale cu vârsta, vă spun. Adică cine unul de 40 de ani să aibă mai multe ca unul de 24 de ani. S-ar putea să fie chiar invers. Luptele sunt mari. Ziceam cu altă împrejurare, credința e cel mai bun medicament antirid. Oamenii știți ce fac? Tot felul de creme, de întinderi. Shakira a inventat o metodă că stă cu suspendată cu picioarele pe o bară și cu capul în jos, să circulă sângele prin față și să se regenereze venele feței. Cel mai bun medicament antirid e credința. Omul necredincios se vede în fața problemei și spune: n-am ce să fac, vai, vai, ce... uitați-vă la față. Și în cele din urmă îmbătrânește înainte de vreme. Cel care are credință se uită în fața problemei care pare imposibilă și spune: oh, nicio problemă, Dumnezeu e prezent aici. Vedeți diferența? Iubiților, cel mai bun medicament împotriva acestui și din punct de vedere fizic e credința în Dumnezeul nostru, gloria lui Dumnezeu. Iubiților, întăriți-vă în Dumnezeu și bucurați-vă în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă, fiți bucuroși. Vine diavolul și încearcă, întotdeauna a făcut asta. Și știți care ce le promite bisericii din Smirna? Cine are urechi să asculte. Acum mă apropii să termin cu ce am început, cu ce am început, cu sfârșitul. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Adică cine are urechea deschisă spre revelațiile spirituale să asculte. Și ce zice bisericilor Duhul? Cel ce va birui dimineața, știți ce se va întâmpla cu el? Dorința aceea din om, după ce a fost scos din Eden și i s-a închis ușa Edenului în nas, se uita la pomul ăla și zice, ce gust o fi având. Și de 6.000 de ani tot se gândește omul, ce gust o fi având pomul acela. Și încearcă budiștii prin tot felul de jertfe, încearcă islamiștii și toate religii încearcă să ajungă la pomul vieții. Asta e toată tendința lor. Încearcă să ajungă la Dumnezeu. Pentru că și noi știm că ușa este Iisus Hristos Domnul. Și le promitea celor de dimineață, fiți liniștiți, iubiților frați din Efes, am împotriva voastră, dar veți gusta din pomul vieții într-o zi dacă vă pocăiți. În această seară, dumneavoastră, cei cărora pe care Dumnezeu v-a încredințat, v-a încurajat, v-a ridicat, și ce vă spune Domnul? Cel ce va birui, versetul 11, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Știți ce înseamnă asta?
Moartea a doua este moartea, spune că am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Și niște cărți au fost deschise și au fost deschise și o altă carte care erau cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor. Zice, mare a dat înapoi pe morții ei. Și toți au fost, și după toate acestea, zice, și au fost aruncați în iazul de foc. Moartea a doua e moartea, e pedeapsa veșnică unde va fi aruncat diavolul. Practic pentru el a fost pregătită caverna aceea iadului, dar și a celor care s-au împotrivit lui Dumnezeu. Că judecata, Dumnezeu va judeca și va spune, te duci în ea, dar de ce, Doamne, că am făcut multe. Eu nu te judec pentru ce ai făcut, te judec pentru ce n-ai făcut, că n-ai crezut în Fiul meu. Scurt. Și moartea a doua se referă la cei care vor muri și vor merge în iad. Și zice Domnul, biserică din Smirna, tu vei fi scutită de moartea a doua. Pentru că martirajul în primul secol era crunt. Și oamenii mureau cu grămada. Mergeau și îi dădeau la lei, îi tăiau în două cu fierăstraiele, erau amenințați, erau expuși morții în fiecare zi. Și Domnul le spune, nu vă temeți, asta e prima moarte, după ea urmează viața. Ea a zis într-o împrejurare, a zis Giordano Bruno, cel care a inventat pentru prima dată, practic, a zis că pământul se învârte în jurul soarelui, idee preluată de Galileo Galilei, a spus așa, vine inchizitorul, aparținător al bisericii romano-catolice și spune în felul următor, venea cu să-i citească pedeapsa și se uită la el și spune, tu îmi citești pedeapsa cu mai multă temere decât ar trebui să am eu. Adică tu te temi mai tare, o citești, de ce tremuri în felul ăsta? Eu sunt în fața morții și pentru ideea mea sunt gata să mor, zice Giordano Bruno, la o vârstă tânără. Dar, zice, și tu te temi atâta. Ăia care îi dădeau în arenă să fie, credeți dumneavoastră că cei care executau nu erau conștienți că oamenii aceștia erau lui Dumnezeu? O, da. Și spune, nu vă temeți, ei se vor teme mai tare ca ei. Și știi ce spunea un martir? Era pe rug și spunea în felul următor. Cel mai mare rău pe care voi mi-l puteți face mie e cel mai mare bine. Adică voi îmi luați viața, mă omorâți pentru a putea începe de mâine dimineață în împărăția lui Dumnezeu din secunda următoare și voi ziceți, gata, cel mai mare rău, ce? Moartea! Ei, zice, e cel mai mare bine pentru mine că merg direct în brațele lui Iisus Hristos. Se teme cineva de moarte? Nu! Noi nu ne temem de moarte. Moartea a fost biruită de Domnul Iisus și se duce într-o zi și ne prezintă cartea psalmilor într-un limbaj poetic și spune așa, s-a dus Domnul Iisus și spune, porți veșnice, ridicați-vă capetele ca să intre împăratul slavei. Și ușiorii răspund, ușierii, și cine este împăratul slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei, cheile locuinței morților, dați-le aici, de astăzi sunt ale mele. Eu sunt stăpânul și spune bisericii din Laodicea, din Filadelfia, spune, iată ce zice cel ce ține cheia locuinței lui David. E minunat Dumnezeul nostru, El este stăpânul vieții și stăpânul morții. Știți cât vom trăi? Cât Dumnezeu ne va da zile. Iubită biserică din Salzburg, închei. Dacă Dumnezeu nu vede nicio nelegiuire, aveți ceva împotrivă? Nu înseamnă că nu există. Dar n-a vrut El în seara asta să vadă, să o scoată la iveală. Probabil că o va scoate săptămâna viitoare. Dar în seara aceasta a vrut să vă încurajeze. Mergeți acasă bucuroși. Știe Dumnezeu necazul prin care treceți? Știe. Știe că suntem expuși morții în fiecare zi? Știe Dumnezeu. Știe Dumnezeu că suntem persecutați din partea iudeilor? Cu tora în mână și acuză poporul lui Dumnezeu? Știe Dumnezeu și vede Dumnezeu. Știți ce e important? Că răsplata noastră este în împărăția lui Dumnezeu. Și probabil că tinerii vor cânta cântarea. Eu, cântarea aceasta, nu pot ști ce fi va mâine. Dragilor, mâine nu știm ce poate să fie. S-ar putea să fie soare, s-ar putea să fie nor, s-ar putea să fie viață, s-ar putea să fie moarte. Vă rog să vă ridicați în picioare că o parte din dumneavoastră nu mă mai vedeți. S-ar putea mâine dimineață să nu mai ajungem toți sau s-ar putea să ajungem mai mulți cu unul. Sau mai mulți cu 20, cu 10. Nu știm ce este. Dar țineți minte un singur lucru. Cel ce a fost, este și astăzi și va fi și luna viitoare. Mărit să fie numele Domnului pentru aceasta.